Duminică 20 iulie, începând cu orele 20:30, Julio Iglesias își va încânta auditoriul cu un concert live de tip Greatest Hits. Timp de 90 de minute, pe stadionul Dunăra vor răsuna cele mai iubite și ascultate melodii ale artistului, lansate pe parcursul celor 46 de ani de activitate impresionantă. Par contro tu non ti innamori mai, senza anima te. Hey, mi piace tale cuore come sei, perché mi fai soffrire poi mi dai sempre di tu. Mi va, ti grido all'inferno, ma mi va. Pentru ca spectatorii să se bucure din plin de buna desfășurare, dar și de atmosfera specială creată de muzica marelui artist, organizatorii recomandă publicului să ajungă în timp util la locația evenimentului pentru a evita aglomerația la punctele de acces și să respecte cu strictețe regulile de acces. Accesul pe stadion se va face începând cu ora 19:30. După efectuarea accesului, publicul este rugat să păstreze biletele. Conform cerințelor venite din partea echipei artistului, cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. În caz de ploaie, accesul cu umbrele nu va fi permis spectatorilor, fiindu-le recomandat să-și aducă pelerine de ploaie. Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Julio Iglesias este artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. De asemenea, se numără printre primii 10 artiști cu cele mai numeroase vânzări din istorie. După un accident de mașină ce l-a lăsat paralizat pentru un timp, Julio Iglesias a realizat că cea mai bună metodă de a-și canaliza durerea este să se închidă în minunata lume a muzicii. Totul a început atunci când a primit o chitară de la medicul care îl îngrijea. Așa a început fulminata sa carieră, care se întinde pe o perioadă respectabilă de 40 de ani, încununați cu numeroase albume răsplătite cu aur, platină și numeroase distincții, uneori unice în lume.